Câțiva militari din Constanța au profitat de zilele libere și și-au arătat îndemânarea în ceea ce privește trasul cu armă într-un joc de paintball. Spațiul în care se desfășoară evenimentul este ideal pentru un astfel de joc, cu obstacole, dar și cu locuri în care să nu fie observat de inamic. Ideea organizării acestor întâlniri între cadrele militare a pornit de la Iulian Nistor, care consideră că soldații ar trebui să se întâlnească mai des și să desfășoare diferite activități sportive. Ne extindem deprinderile din primite de la antrenament, la antrenamentele normale le extindem la cele din teren, cu vopsea, cu gloanțe cu vopsea, cu multă mișcare, multă comunicare, multă camaraderie și multă dispoziție. Ce doriți ce urmăriți de fapt prin aceste programe pe care le faceți, prin aceste evenimente? Vrem să atragem foarte mulți militari. În primul rând militari, ne adresăm în primul rând militarilor ca segment de țintă. Să vină să-și pună în valoare tot ce au ei mai bun, pe parte de experiență de luptă, alături de cei care chiar au fost în teatru real. Avem foarte mulți colegi din cele două echipe care au fost în teatru real în Afganistan și Irak și vor să împărtășească și celorlalți colegi și camarazi din experiența lor de luptă, mișcarea în câmpul de luptă, tactici, lupta de aproape, lupta urbană și multe, multe, multe altele. Și pentru că tehnicile de luptă aplicate în joc sunt aproape identice cu cele reale, pentru militari paintball-ul înseamnă și o formă de antrenament, nu foarte dureros. Rana, cea mai mare rană este o vânătaie. În real, poți să nu te întorci, ca să zicem așa. Cum vedeți inițiativa aceasta de a organiza astfel de activități pentru militari? Nu neapărat pentru militari. E un sport care poate fi practicat de oricine, chiar dacă are sau nu experiență militară. Ce for fun, merge, oricine poate să practice. Dar am înțeles că se concentrează mai mult pe militari. Credeți că e bine că se va adune pe toți împreună de mai multe ori? Să împărtășiți experiențe, poate? Da, presupun că pentru unii pot să învețe niște chestii din lucrurile astea, alții pot să-și corecteze anumite lucruri. Oricum nu se respectă, aici nu e nimeni pe grad sau pe funcție sau asta. E pur și simplu ne jucăm și cam atât. Militar? Nu. Nu? Nu. Cum ți se pare experiența asta de paintball? Experiență super tare. Ai jucat? Da, suntem din București, ne-am întâlnit cu colegii aici, prin site-urile de socializare. Avem și noi o echipă, destul de mult mai mică, în București, dar facem asta cu plăcere, ne destinde de fiecare dată, uiți de probleme, uiți de tot, te face să-ți aduci aminte de momentele care le-au trăit veteranii noștri actuali. Chiar te duce cu gândul acolo, chiar e adrenalină, chiar vrei să nu fii luat, chiar dacă e o bilă de vopsea și te doare mult mai puțin, dar nu știu, dacă ar fi pe bune, ai putea vedea moartea odată cu asta. Nu doar militarii pot participa la joc, ci oricine este interesat de mișcare și adrenalină. Cei care vor să-i cunoască pe militari sau doar să se distreze pot participa la paintball cu 45 de lei, cât costă bilele de vopsea. Întâlnirile sunt anunțate pe rețelele de socializare pe pagina Military Paintball.